la un vernisaj de pictură pe pânză pentru copii. Artist plastic Emilia Marinescu. Ia să vedem ce a realizat colega mea, căreia îi zboară meteoriții în timpul emisiunii. Haideți să vedem materialul. Luna decembrie poate fi numită într-un fel și luna celor mici, în care le acordăm cel puțin mai multă atenție, iar dacă e să vorbim despre tablouri dedicate copiilor, am găsit pe cineva care într-adevăr se pricepe la asta. E vorba de artista Emilia Marinescu. Bun găsit! Bun găsit, bine ați venit! Am intrat deja într-o lume fabuloasă. Aș vrea să ne spui mai multe. Care este conceptul acestui vernisaj? Conceptul acestui vernisaj îl reprezintă dragostea atât a mea pentru artă, cât și a copiilor. Respectiv, expoziția primul meu tablou se adresează celor mici și celor mari deopotrivă. Celor mici și celor mari, da, pentru că am descoperit foarte multe personaje de poveste care au fost alături și de noi când am crescut, dar și de cei care cresc acum. Într-adevăr, m-am inspirat în mod special personajele din Walt Disney, ca Pluto, Goofy, Donald, Mickey și așa mai departe, pe care le-am asociat cu capodoperele unor mari pictori, tocmai pentru a-i ajuta pe cei mici să înțeleagă altfel lumea artei, prin joc și culoare. Cumva am fost obișnuiți de societate, nu știu, de familie, că arta, și când vorbim mai ales de arta plastică, se adresează oamenilor mari. Cum e privit acest nou concept, acel prin care copiii sunt, nu știu, publicul țintă? Păi nu știu, acesta este primul proiect personal de acest gen care se adresează copiilor, tocmai din acest considerent că m-am interesat dacă de-a lungul timpului au fost vernisate expoziții dedicate numai copiilor. Și nu am găsit niciun rezultat favorabil în acest sens și am zis să deschidem un nou drum pentru galeria de artă a copiilor noștri. Ți-a plăcut cel mai mult? Păi îmi plac toate, nu aș putea să zic că îmi place unul special. Mi le-aș dori foarte mult pentru că sunt foarte frumoase și așa, sunt pentru copii și mi-aș decori, chiar dacă sunt mare, mi-aș dori ca să decorez camera cu ele. Un personaj care îți place în mod special? Aș putea să zic că e familia Flintstone. Și preferi un tablou în locul unei jucării? Da. Ce tablou ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut ștrumful, cel de acolo, și Nicolae Donița. Ai prefera un tablou în locul unei jucării? Da. Vrei să-ți aducă Moș Crăciun? Nu, cred. Bun, și în afară de ștrumf, altceva? Mai e vreun personaj care ți-e drag? Da, Mowgli și Donald Duck. Ce tablou ți-a plăcut cel mai mult? Mie mi-a plăcut cel de acolo. Cu ce personaj e? Cu Scooby-Doo. Cu Scooby-Doo? Da. Și altul? Niciunul cu pisicile sau cu pisicile? Ștrufii? Da, și cel de acolo. Cu ce? Cu Balu. Mini, te-am întâlnit? Da, așa se pare. Cum e lumea celor mici? Foarte distractiv. E bine să revii la inocența celor mici. E ușor să rămânem încă copii? Nu prea. În societatea în care trăim, nu. Dar e bine să păstrăm copilul din noi.
E, Robert, ai văzut despre ce era vorba și aș vrea să completez ca